Salut! În acest video am să-ți arăt cum să spui păi temă pe Steam. După cum vedeți, eu am o temă, Metro se numește și îmi place foarte, foarte mult cum arată. Uh, merge pe fiecare pagină, fără, fără nicio problemă. Bine, aici se încarcă uh, zifidul, dar merge chiar și pe chat și la prietenii, adică e foarte, foarte bine făcută. Și ca să instalăm. Avem nevoie de acest. această aplicație de pe GitHub. Dăm noi scroll de tot jos și apăsăm pe aici Windows 10. plus. Deci merge doar pentru cei cu Windows. Atenție, pentru cei cu Mac nu funcționează. După ce am dat download, facem asta. O să avem fișierul care arată ceva de genul ăsta și îl instalăm cu steam închis. După ce am instalat, mergem frumos pe Steam. Steam, setări. Să open Millennium. Cum instalăm acum o temă? Vedeți, eu am deja una. Și mai punem, hai să mai punem una. Dăm să căutăm o temă. Și hai să vedem Uite, asta clasică. Deci, asta a fost un. Uh, să dăm și noi asta mai în uh, Un clasic uh, al uh, stimului, Old. Hai să-l punem acum să vedem cum merge. Deci, deci îl dăm pe el și spune drop on millennium, adică luăm cu mouse-ul chestia asta și îl tragem aici jos. Iar acum se aplică tema. Bun, închidem. Redeschidem și avem All Steam. Dăm, yes. Și -a, uitați cum arată Steam-ul nostru. Bine, e o spume, cu spume, după părerea mea. Să închidem asta. Așa arăta Steam-ul în 2002. Haide, capul meu. <laughs> da, de voi aveți acolo foarte multe teme. Alegeți ce vreți Și nu uitați de să faceți update la Millennium cum postează pe GitHub o nouă versiune să-i faceți și voi update. Dacă nu ați înțeles ceva, lăsați comentarii și o vă ajut. Până la data viitoare, numai bine, la revedere!